Doamnelor și domnilor, iată titlurile ediției de astăzi. Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate sunt priorități ale primarului din Hârseni. Procesul este încă anevoios, cu atât mai mult cu cât, momentan, județul nostru nu are subprefect. Edilul șef din Hârseni spune că majoritatea oamenilor din comună au înțeles că este foarte greu să se reia întreaga procedură de retrocedare începută în 1991 și că majoritatea sătenilor agrează ideea comasării terenurilor. Cu un card și o conexiune la internet se evită aglomerația la ghișeele de taxe și impozite. Plata online este tot mai agreată de cetățeni și asta deoarece este rapidă, sigură și avantajoasă din punct de vedere al timpului. Contribuabilii vor putea efectua plata online la nivelul tuturor tipurilor de impozite și taxe, atât la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, cât și la cele administrate de alte instituții publice și asta fără comisioane la tranzacții. Amenzi de 2000 de lei și confiscarea lemnului de foc furat din pădurile administrate de ocolul silvic local, cu asta s-au trezit doi bărbați care au sustras ilegal masă lemnoasă. Polițiștii din Voila i-au surprins pe hoți în localitățile Ucea de Sus și Ucea de Jos. Antrenorii, părinții și reprezentanții clubului Oltul Făgăraș sunt mândri de rezultatele lotului de fotbal grupa Under 7, adică băieți cu vârsta până la 7 ani. Ei au venit de la primul lor turneu important cu locul 4 și asta după ce în meciurile din grupe au obținut victorii pe linie. Și finala mică a fost jucată bine, însă au pierdut-o la limită, 0-1. Mai mult, goalkeeperul echipei a primit titlul de cel mai bun portar al turneului. După mai bine de 24 de ani de la apariția primei legi funciare, problema proprietății asupra pământului nu este nici acum pe deplin lămurită. Cu acte în regulă, adică cu titluri de proprietate, an la rândul, vechi și buni prieteni, vecini și cei mai grav părinți și copii, ori frate și soră, s-au judecat pentru a împărți pământul. Anii au trecut, iar patimile pare că s-au mai stins. Chiar dacă terenul nu este dat tot cu titluri de proprietate. În comuna Hârseni, spre exemplu, se pare că oamenii au înțeles că este foarte greu să se reia tot acest proces de retrocedare început în 1991. Primarul Mihai Olteanu susține că majoritatea sătenilor agrează ideea comasării terenurilor. Ce am reușit? Am reușit pe satul Copocel să dăm pământul comasat. Avem undeva la 90% susținere, deci tot satul, aproape tot satul este de acord cu comasarea terenului. Acolo chiar s-a făcut o treabă excelentă, zic eu. Mă bucur că au înțeles majoritatea că comasarea pământului va da roade mult mai multe, va altă sursă, alt cost are pământul și așa mai departe. Și Cârseniu acum vor foarte mulți cetățeni să facem o ședință, să cea mai rămas de împărțit să-l dăm comasat și la Hârseni. La Sebeș nu se mai poate pentru că sunt foarte multe titluri emise, deci nu se mai poate. Și la Mărgineni. La Mărgineni am măsurat în toamnă, am stat de vorbă cu cetățenii, v-am spus între Sebeș și Mărgineni să le lase așa cum sunt, cu bucățica cum e, și restul să se comaseze la, și pe satul Mărgineni. Sunt foarte mulți, majoritatea o să fie de acord, o să fac o ședință și acolo pe tema asta. Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate. Acestea sunt prioritățile primarului din Hârseni, Mihai Oltean, care susține că dorește să lămurească până la final de mandat situația privind persoanele îndreptățite să primească ceea ce li se cuvine. O să mă dedic acum ultimele luni, o să mă dedic strict pe fond funciar, o să trag tare pe fond funciar, plus că celelalte proiecte sunt în derulare, o să meargă bine, sperăm. Momentan, județul Brașov nu are subprefect, astfel că autoritățile centrale, ca urmare a apariției unor impedimente legate de asigurarea serviciilor topografice și de suprapunerea titlurilor de proprietate, au amânat rezolvarea acestei situații care persistă de atâția ani. Avem foarte, foarte multe probleme la fondul funciar. Iată, din anul trecut, din august, avem blocate la OCPI undeva la 300 de titluri,
sunt scrise, altă problemă care e acum, nu avem subprefect pe județul Brașov și stau teancuri la UCPI, nu sunt semnate de subprefect, nu avem subprefect, nu pot fi mânate cetățenilor. O problemă care ar trebui să se rezolve cât mai e până la sfârșit de mandat, măcar să le dăm drumul la acelea. Ce presupune comasarea terenurilor agricole? Guvernul a anunțat încă de anul trecut că proprietarii care arendează sau vând terenuri primesc pe lângă banii încasați de la agentul comercial care va prelua pământul în exploatare și sume suplimentare, echivalente cu plata pe suprafață pentru fiecare hectar astfel cedat. Asta pentru că este foarte greu, susțin oficialii din agricultură, ca primăriile să finalizeze acțiunile de inventariere a terenurilor. Motivele sunt legate de lipsa fondurilor pentru plata specialiștilor topografi și volumul mare de muncă. Primarul din Hârseni mai spune că angajații de la compartimentul agricol au un volum de muncă uriaș. În comună mai sunt doar 300 de titluri de proprietate care trebuie să ajungă în posesia sătenilor. Contribuabilii nu mai sunt nevoiți să meargă la ghișee și să stea la cos pentru a plăti taxele și impozitele. Pot face acest lucru de acasă sau de la serviciu, promite Ministerul Finanțelor Publice. În urmă cu 5 ani a fost înființat serviciul ghișeul.ro, ce este funcțional și permite plata online cu cardurile bancare a taxelor locale. Ministerul Finanțelor Publice a semnat acordul de licențiere a Trezoreriei Statului ca acceptator de plăți electronice cu carduri Mastercard și Maestro, în condițiile stabilite de Ordonanța de Urgență a Guvernului 146 din 2002, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, se arată într-un comunicat al Ministerului. Implementarea sistemului de plată online, inclusiv extinderea serviciilor de internet banking ale Trezoreriei Statului, se va realiza din fonduri europene prin proiectul intitulat Îmbunătățirea capacității procesului decizional la nivelul sectorului financiar din România, În urma evaluării de către Autoritatea de Management a programului operațional Capacitate Administrativă, acesta a fost acceptat în vederea finanțării. Proiectul va dezvolta o componentă dedicată plății cu cardul, prin intermediul căreia contribuabilii vor putea efectua plata online a tuturor tipurilor de impozite și taxe, atât la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, cât și la cele administrate de alte instituții publice. Contribuabilii nu vor plăti comisioane la tranzacții. Implementarea tehnică a sistemului este realizată de Mastercard și va dura maxim 3 luni. Furtul de lemne s-a transformat, se pare, într-un sport de sezon. E frig afară, așa că omul gospodar își face un stoc de lemne care să-l asigure că va trece peste iarnă cu suficient de provizii încât să nu tremure. De această dorință îndreptățită a celor care se încălzesc cu ajutorul sobelor sau a centralelor pe lemne, profită și hoții. Polițiștii secției 3 Poliție Rurală din Voila, care executau o acțiune specifică pe linia combaterii delictelor silvice, au identificat în satul Ucea de Jos un localnic de 33 de ani care transporta cu un autovehicul cu remorcă 2 metri cub de lemn de foc fără să dețină documente legale de proveniență. De asemenea, în Ucea de Sus a fost depistat un localnic de 30 de ani care transporta cu un autovehicul 1,9 metri cub de lemn de foc, iar asupra sa nu avea acte de însoțire a mărfii. Cei doi au fost sancționați contravențional cu câte 2000 de lei, iar lemnul a fost confiscat și predat în custodie ocolului silvic local. Rezultate de excepție ale grupei de juniori Under 7 ale echipei de fotbal Oltul Făgăraș. Copiii născuți după 1 ianuarie 2009 au participat recent la Brașov la cel mai important turneu organizat indoor în România, Enjoy Sports Winter Cup 2016. Micuții fotbaliști s-au clasat pe un excelent loc 4 la finalul competiției. Sportivii sunt antrenați de George Greavu și Gheorghe Pop și au făcut parte din grupa D a turneului alături de echipele AS Stars Brăila, Intergalaxy București, FK Miercurea Ciuc și Luceafărul Cluj. Printre remarcații turneului se află și portarul echipei Ricardo Gavrilaș, care la sfârșitul turneului a primit distinția de cel mai bun portar. La începutul turneului s-au înscris 20 de echipe de tradiție în fotbalul românesc.
CFR Cluj, Dinamo București, Luceafărul Cluj, echipe care au o tradiție și în fotbalul juvenil, fotbalul de copii. Și surpriza și plăcerea a fost extraordinar de mare, pentru că cei mici s-au descurcat excelent. Am făcut parte din grupa D a competiției. După primele patru jocuri din grupă au terminat pe primul loc, au avut patru victorii pe linie în grupă, un glavraj extraordinar de 22 de goluri marcate, două goluri primite, calificându-se astfel în sferturile competiției. Acolo am trecut de Steagul Roșu Brașov. Am beneficiat și de o distinție foarte, foarte bună. Portarul echipei noastre, portarul din lotul echipei noastre a primit premiul de cel mai bun portar al turneului. Ne mândrim cu lucrul ăsta și rezultatele se pare că încep să apară. Aceste trei zile mi-a dovedit că suntem pe drumul cel bun. Pasionați de mici de sportul rege, copiii se antrenează atât pe terenul de fotbal din cartierul Galați, cât și în sala de sport a Colegiului Național Radu Negru. Este pentru prima oară când copiii de la această categorie de vârstă participă la o competiție de anvergură. Avem baza sportivă din cartierul Galați, acolo ne desfășurăm activitate pe perioada verii. În sezonul rece încercăm să ne găsim poziții în sălile din municipiul Făgăraș, acolo ne desfășurăm activitatea până când avem posibilitatea să ieșim în aer liber. Sub tutela clubului nostru își desfășură activitatea mai multe grupe de copii, o grupă de juniori care activează în Liga 4 Brașov și o echipă de seniori care activează de asemenea în Liga 4 Brașov. E primul an în care activăm aici în a patra ligă. Ce ne dorim e să creăm posibilitatea de a face sport, în primul rând, de a încerca să ducem fotbalul făgărășan din nou acolo unde este locul. În săptămânile care vor urma o să încerc să organizăm și la Făgărașul Cupul, unde să îi puteți vedea și pe cei mici în acțiune, să spunem. Iar în rest, săptămâna aceasta, în weekend, vom participa cu grupa de Under 8, născuți după 1 ianuarie 2008 la turneu de asemenea la Brașov. Îndrumați de mici către sportul de performanță. Aceasta este ținta antrenorilor de la Oltul Făgăraș. Cei care pregătesc lotul de copii sunt mândri de rezultatul obținut, care este unul încurajator și îi motivează pe micii fotbaliști. Turneul de la Brașov a fost o experiență de foc pentru micuți. Timp de 3 zile ei au făcut față cu brio atât efortului cât și emoțiilor de pe teren.